Alea Moldovița numărul 6, chiar în blocul din spatele meu, construit în anul 1970, scot la vânzare un apartament de 4 camere cu o suprafață de 80 de metri pătrați. Este chiar al doilea bloc de la bulevardul Emil Racoviță, dar hai să vezi și apartamentul înăuntru. Uite cheile, te aștept să vii să le iei după ce vei vedea acest apartament. Dai banul pe apartament, e cheia. După cum te-am zis, apartamentul are o suprafață de 80 de metri pătrați. Este vorba de un apartament de 4 camere semi-decomandat. Hai să începem cu începutul ca să înțelegi foarte bine această proprietate, pentru că este o proprietate specială. Stai până la final să auzi și prețul proprietății. Ușa de intrare, da? Am intrat în apartament. În dreapta se face bucătăria, care este mare, spațioasă, generoasă. Înainte aici era un perete, dar s-a dat jos pentru că nu este un perete portant și această modificare apare în cadastru. Livingul are și o ieșire pe balcon. Uite, intri pe aici pe balcon ca să vezi, deci parter cu balcon, atenție mare, și un balcon foarte mare. Intri prin living și ieși prin dormitor. Din dormitor ieși pe un alt hol, da? Și ăsta la fel, este destul de mare și aici poți să-ți faci dita mai dressing-ul. Dreapta ai dormitor, stânga alt dormitor, baie de serviciu și baia mare care are și cadă. Deci despre asta este vorba. Câteva lucruri va trebui să le faci în acest apartament. Dacă mă întreb pe mine, eu aș schimba ușile, aș schimba gresia pentru că nu-mi plac. Dar, pe total, ține-te bine. Ține-te bine că prețul te ajută extraordinar de mult. Vorbim de un apartament de 4 camere, semi-decomandat, parter din 4, cu balcon, la un preț de 85.000 de euro. Mă, 85.000 de euro! Doar atât costă acest apartament. Pune mâna pe telefon, sună-mă și hai la o vizionare!